Bună seara, ascultați RFI, emisiunea se cheamă Punerea pe gânduri, în studio vă urează bun venit, ca în fiecare seară de joi, mai puțin vacanța de vară, ce tocmai s-a încheiat, Laurențiu Colintineanu, facem emisiunea împreună cu partenerii noștri de la Dilema Veche, discutăm bineînțeles de acum încolo până la vara viitoare, când luăm iarăși vacanță, până atunci nu mai luăm, de fapt poate de Crăciun, Norda Liber, discutăm despre tema dosarului revistei Dilema Veche, aceasta a apărut astăzi la chioșcurile de ziare, vă spun ca de fiecare dată că trebuie să faceți un drum până la chioșcul de ziare, unde de obicei vi-l ține vânzătorul pentru că se dă destul de repede și dacă nu mai prindeți, nu-i nimic, intrați pe dilemaveche.ro și acolo vă faceți abonament, da, cu bani, pentru că nici meseria asta nu se finanțează din căpșuni și se face bine la Dilema Veche. În seara aceasta, ca să debutăm noul sezon al emisiunii, îl avem alături de noi pe Andrei Manolescu. Bună seara, Andrei! Bună seara! Bine ai revenit în studioul nostru. Bine v-am regăsit. Comun. Și alături de noi se mai află Carmen Gavrilă, jurnalist la Radio România Actualități. Să rămână, Carmen, mulțumesc! Bine v-am găsit! Vorbim despre, asta dacă nu v-ați dat seama de ce e Carmen în studio, vorbim despre, Andrei... Terorism. Adică? Adică se împlinesc peste o săptămână 13 ani de la atentatele de la 11 septembrie și se împlinesc și 100 de ani de la atentatul de la Sarajevo, care... se consideră că e originea primului război mondial. Și am găsit că e momentul să vedem ce e de fapt cu terorismul, de unde vine, care e istoria, ce îl generează, cine îl generează și la ce ne putem aștepta în continuare, cât de speriați sau de liniștiți să fim. Și am apelat la specialiști în domeniu, chiar și la SRI, care ne-au răspuns, la oameni care au studiat lucrurile astea și la jurnaliști care au fost în zone de, cum să zic, în zone din care se recrutează de cele mai multe ori sau în zone în care actualmente se consideră că e laboratorul în care se creează terorismul, așa cum este Carmen Gavrilă. Carmen a stat la cafea cu teroriști. Așa se intitulează de altfel și articolul pe care ea l-a scris pentru dosarul Dilemei Vechi. Cum a fost să bei cafea cu teroriști? Cum este să bei cafea cu oricine până la un punct? Punctul fiind care? Punctul fiind temperatura. Explodează cafeaua. Da, s-a mai întâmplat. În general, se respectă cutumele locului până la un punct de la care apar deviațiile. Eu personal consider terorismul o formă de deviație de la ideologiile locale foarte variate. O cafea cu teroriști îți poate arăta foarte multe. Îți poate arăta că un fundamentalist nu e neapărat și un terorist, că un terorist nu este neapărat un om sărac și fără educație. Cam asta scriu și în articol, am scris și în articolul care apare în Dilema, care a apărut în Dilema. O cafea cu teroriștii poate să însemne și prezența copiilor acelor teroriști în jurul tău și o atmosferă în aparență de normalitate care te poate păcăli, pentru că oamenii aceia au poate în spatele casei, într-o magazie, eu știu câte arme și au alături telefoane mobile dezasamblate de frică să nu fie descoperiți. Este un amestec destul de halucinant, ca experiență personală vorbesc, de normalitate, ca de exemplu o cafea băută sub un măslin, simbolul păcii, altfel. E un amestec de normalitate cu o senzație foarte, foarte ciudată de bizar și de ireal. Când s-a întâmplat însă asta și unde? Asta trebuie spus. Multe cafele am băut în fâșia Gaza, multe cafele am băut în Liban, multe cafele am băut în Iran. E bine, acolo au fost jumătate ceaiuri. Așa, ceștile respective, nu cu cafea. Ceai am băut și în Afganistan.
Deci cam asta este destule, zona. Destul de multe rânduri și Siria. Cu destul de multe persoane. Ce vreau să te întreb înainte de a încerca să vedem din articolele pe care le-a cules Andrei Manulescu în dosarul Dilemei Vechi, este următorul lucru. De la cafelele băuți, ceaiurile sau mixurile băute în fâșia Gaza, Liban, Afganistan, Siria, crezi că astăzi ai mai putea să bei o cafea cu cei care țin titlurile primelor pagini în presa internațională? Și la noi încep să facă asta, ceea ce e un semn bun. Semn bun pentru presă, vreau să zic, nu că sunt ei prezenți în știri. Cu cei din Statul Islamic, crezi că ar fi posibil să mai ai o conexiune de felul acesta cu această nouă și exacerbată formă de terorism care denumește Al-Qaeda, fătălăi pe românește? Cu Statul Islamic cred că ar fi ceva mai complicat. Poate doar cu oamenilor de PR care se dovedesc a fi foarte bine pregătiți. Seamănă puțin cu ce am văzut la Hezbollahul libanez în ce privește capacitatea de publicitate. În general, cu oamenii, așa zi, și oameni de PR ai organizațiilor de tipul ăsta, se poate conversa în măsura în care lor li se pare că este util să stea de vorbă cu tine. Dar mie personal, Statul Islamic mi se pare o organizație care într-adevăr face Al-Qaeda să pară moderată. Nu mai vorbesc de alte mișcări, Hezbollahul e de dreptul civilizat, între ghilimele, prin comparație. Situația este mult mai complicată acum și mult mai volatilă în regiune, pentru că actorii s-au înmulțit foarte tare. Nu mai sunt niște granițe bine delimitate între diversele tabere, așa cum se întâmpla acum câțiva ani. Oamenii cu agende mai mult sau mai puțin radicale traversează de la o grupare la alta, de la o formațiune la alta, de la cele legitime la cele ilegitime și invers, din zona teroristă în zona acceptată, relativ acceptată din punct de vedere politic, așa că pentru un jurnalist cred că e mult mai greu să navigheze acum, chiar și pe lângă o măsuță cu cești de cafea, cred că este mult mai greu. Andrei, din textele pe care le-au scris autorii în dosarul Dilemei Vechi săptămâna aceasta, cam unde s-ar găsi originea mișcărilor teroriste? Și practic ce le-a generat de fapt și de drept? Trebuie făcute niște delimitări așa. Terorism a existat, teroare a existat dintotdeauna. Bine, dar teroarea era și în regimurile absolutiste ale evului mediu, dacă e să o luăm așa. Da, era un fel de teroare publică făcută de stat. Ea totuși a fost făcută celebră, să spunem, de teroarea care a urmat Revoluției franceze. Aceea ar fi teroarea publică prin care Revoluția a fost păzită, să spunem așa, și care pe urmă a fost preluată și de comuniști și de alte regimuri, stilul acela de teroare publică. Pe vremea aceea mai erau și anarhiștii ruși care și ei inspirau și multă lume și făceau tot felul de lucruri, dar dincolo de asta există atentatele teroriste care sunt mai recente. Au existat atentate dintotdeauna, la atentate asupra unor conducători, asupra unor personaje cheie, dar se pare, spune unul dintre colaboratori, generalul Cornel Codiță, general în rezervă care este analist politic acum, că originea este foarte clară a atentatelor prin care se omoară civili, prin care se iau ostateci și se creează vâlvă și teroare în toată lumea. În Orient se face trimitere, apropo de rădăcinile terorismului, la așa zisi și așa, asasini,
termenul vine de la hashish, un consumator de hashish, un fel de ligă a asasinilor care era plasată pe teritoriul Persiei de astăzi, într-o cetate foarte misterioasă, pe un vârf de munte, și de la ei avem termenii asasini, care erau angajați să ucidă diversi lideri, ba chiar monarhi, și sunt considerați în spațiul respectiv, cel puțin în Orient, primii teroriști. Ei, bine, terorismul modern, acesta cu omorârea civililor, care nu era practicat înainte, făcut pe scară largă, sistematic cumva, ar fi început în 1968 cu deturnarea unui zbor Relal 426. Se pare că atunci era Organizația pentru Eliberarea Palestinei care vroia să se facă cunoscută și se pare că serviciile de spionaj sovietice de atunci au făcut acest concept pe care l-au pus în aplicare prin ajutorul Organizației pentru Eliberarea Palestinei, după care deturnarea avioanelor și amenințarea sau omorârea sau luarea de ostateci din rândul civililor a devenit o formulă standard prin care de fapt se făcea publicitate câte unei mișcări de un anume fel. Lumea se îngrozea și vestea se răspândea foarte repede. Iar în rândul susținătorilor se pleca de la premiza că era vorba de oameni care se simțeau neajutorați, iar mișcarea respectivă, în cazul acesta PLO și câte au mai urmat după aceea, făceau un fel de act de dreptate și atunci cei pe care îi reprezentau sau spuneau că îi reprezintă urmau să se simtă cumva răzbunați că mureau civili din rândurile tabere adverse sau a oamenilor dintr-un stat al cărui guvern acționa împotriva, să zicem, în cazul ăsta, cauzei palestinienilor. Adică voi amândoi vreți să spuneți că terorismul și uciderea de nevinovați e o mișcare de PR? Parțial. Da, eu am, cel puțin din experiența mea, care nu este absolută, nu am dreptate 100%, ce am văzut eu la fața locului a fost că, pe de o parte, chiar dacă uciderea de nevinovați este sub titlul de a nu se face, știe toată lumea că asta nu este în regulă, totuși în zone, de exemplu în Fâșia Gaza, am întâlnit foarte mulți oameni care spuneau: bun, dar și noi murim și noi suntem nevinovați, de ce nevinovații lor ar fi mai valoroși decât ai noștri? Pe de o parte este și o mișcare de PR, așa cum ai spus tu, pe de altă parte este și o formulă de presiune, dar e o formă de presiune care iată că nu a funcționat în foarte multe cazuri. Astfel de mișcări catalogate drept teroriste de foarte puține ori au obținut ce au vrut, pentru că dimpotrivă s-a raliat întreaga lume împotriva lor, mai ales atunci când sunt implicați, sunt victime în rândul civililor. Și aici fac o paranteză, chiar și uciderea de civili, așa cum am scris și în articolul meu, este justificată paradoxal de unele mișcări care au o ideologie extrem de ciudată, pentru că este obținută printr-o trunchiere sinistră a islamului. Ei spun că uciderea de civili, care în Coran se spune foarte clar că este interzisă, da, uciderea lucrătorilor pământului, a femeilor și a copiilor, în traducere modernă a civililor din ziua de azi. Mișcările acestea spun că, e bine, nu facem nimic care să contravină spuselor Coranului, pentru că acești oameni, de fapt, nu sunt civili, pentru că ei, plătind taxe, susțin guvernele care
luptă împotriva noastră. Și atunci, vedeți cum să reușești să contracarezi un asemenea argument în rândul unei populații care nu aude decât asta, de exemplu, care nu are alt echivalent la educație decât ce se aude la slujba de vineri. Și care, la rândul ei, probabil e terorizată. Categoric, pentru că asta s-a întâmplat, de exemplu, în Fâșia Gaza, când, bun, Hamas inițial a câștigat alegerile în mod pur democratic. Asta nu înseamnă că democrația aduce neapărat la putere formule sau organizații de genul Hamas, pentru că a mai existat argumentul ăsta, bun, democrația nu funcționează în general în Orient, pentru că aduce la putere diverse mișcări. Și unul dintre argumentele pro această teorie a fost câștigarea puterii în Egipt de Frăția Musulmană și președintele Morsi. Dar la ora actuală, în Fâșia Gaza, Hamas a instituit un regim de teroare. Este foarte departe de Hamasul care a câștigat alegerile având primul punct în campanie electorală lupta anticorupție. Corupție de care se făcea vinovat Fatah în ochii palestinienilor din Gaza. Și care oricum și nu care e curat, era perceput ca, într-adevăr, o forță politică profund coruptă, care nu avea interesele palestinienilor puse în prim plan și așa mai departe. Bun, dar Hamasul din ziua de astăzi este o organizație care conduce prin teroare inclusiv în interiorul Fâșiei Gaza. Este o organizație care a impus portul bărbilor islamice, care a impus portul vălului islamic pentru femei și așa mai departe. O organizație care vânează opozanți care nu sunt neapărat membrii Fatah sau simpatizanți Fatah, pur și simplu nu sunt de acord cu politicile Hamas în Fâșia Gaza, iar acei oameni dispar. Asta nu înseamnă că Hamas nu mai are niciun strop de susținere în Fâșia Gaza. Evident că au în continuare susținători, pentru că atâta vreme cât situația rămâne așa cum o știm, câtă vreme palestinienii nu au un stat al lor, tot atâta vreme mișcări similare Hamas vor avea o bază de susținere, vor găsi întotdeauna o bază de susținere. Este evident. Cum influențează, și eu un articol în dosarul Dilemei Vechi, cum influențează internetul, telefonul inteligent și toată comunicarea în masă de care dispunem astăzi într-o palmă, practic, curentele, mișcările teroriste, eventual motivele sau modul lor de propagare? În primul rând, se pare că organizațiile teroriste au oameni foarte bine pregătiți în domeniul ăsta. Lucrurile astea au început să se întâmple chiar după 11 septembrie, când existau acele cafe interneturi. Teroriștii își trimiteau mesaje unul altuia folosind cafe interneturile, dar știind că toate mesajele pot fi interceptate la un moment dat, lăsau un mesaj într-un calculator, nu-l trimiteau nicăieri, după care venea altcineva la același calculator și știa unde să-l caute și găsea mesajul. Deci aveau de atunci tot felul de asemenea abilități. Acum se pare că circulația informației rapid pe tot globul, care e un lucru bun în esență, duce și la răspândirea informațiilor rele tot atât de repede. Și ei își găsesc acolo, cred că nici nu știu dacă e bine să spunem la radio lucruri, găsesc tot felul de metode de luptă, de taberele de antrenament. Se pare că acum pot fi foarte mult substituite de cursuri pe internet, pur și simplu. Da, bine, acum cine vrea să caute pe Google planuri de construirea unei bombe, le găsește. Nu e absolut nicio problemă, se găsesc peste tot. Pe de altă parte, Andrei,
nu poate fi și invers, plecând de la, iată, de la exemplu pe care îl dădea Carmen cu Hamas, că la început era o cu totul altă organizație decât e acum. Accesul la informație nu îi poate determina și pe oamenii din diverse regiuni să vadă totuși că nu e ok ce se întâmplă la ei? Lucrul ăsta se întâmplă deja, da. Da, s-a întâmplat Primăvara Arabă, a fost cumva o mișcare care s-a folosit și de Facebook și de lucrurile astea, da, sigur, dar lupta se duce în mare parte acum pe internet, pe rețele de socializare, se mai întâmplă ceva, se pare că descentralizarea terorismului, celulele care acționează separat n-ar fi fost posibilă așa bine fără internet. E clar că nu fără mijloace moderne de comunicare. Da, da. Bine, și fără intervenția în Afganistan, pentru că a existat, este și explicația aceasta care se bazează strict pe forță. Faptul că Al-Qaeda a fost profund lovită în Afganistan, chiar dacă sunt în continuare acolo probleme din cauza talibanilor sau să le spunem insurgenților, care asta ar fi mai corect, și vor mai fi în continuare probleme, însă deja de foarte mulți ani datorită intervenției militare, Al-Qaeda a fost conducerea Al-Qaeda a fost cumva spulberată și asta a dus la acea fragmentare, la schimbarea de structură în Al-Qaeda și apoi iată ce, dar vedeți că nimic nu dispare, totul se transformă, că și ISIS-ul de astăzi, statul islamic, tot din Al-Qaeda, este tot un fel de ramură Al-Qaeda, dar mă rog, deja nu mai au nicio legătură cu Al-Qaeda, propria agenda și așa mai departe. Însă problema cu internetul este următoarea, că sunt foarte multe voci care se folosesc de exemplu de chestiunea asta că, domnule, pe internet poți să găsești sau că internetul ajută cumva terorismul, și pe principiul ăsta sunt foarte multe voci care încearcă să reglementeze internetul, ceea ce ajungem în altă discuție, da, ajungem în altă discuție și orice reglementare a internetului poate să fie periculoasă, cel puțin după părerea mea, pentru că pe de altă parte, același internet este cel care oferă o voce celor care altfel nu au cum să fie auziți, și am văzut asta în Primăvara Arabă, pe de-o parte, am văzut asta și o vedem zilnic în Iran, unde internetul este supapa de expresie a unei întregi categorii de populație. Tot internetul este cel care aduce lumea de afară și arată niște alternative unor oameni care, dacă deschid ușa casei lor, altceva nu văd decât un mulah în ziua de vineri care predică anumite lucruri, sărăcie și lipsă de educație. Nu există o școală sau nu există decât școala islamică. Deci, pe de altă parte, același internet poate să deschidă o fereastră pe care altfel ar fi închisă. E cenzurat, că sunt și locuri unde nu. E adevărat, da, că este cenzurat, însă sunt căi și am văzut asta de exemplu în Iran, unde absolut toată lumea reușește să treacă de acele firewalls, da, pe care le pune Ministerul Informațiilor. Bine, energiile investite de hackeri în a demantela orice blocadă guvernamentală sunt absolut impresionante. Exact. Vedem în Turcia cât a rezistat interdicția YouTube-ului sau a Twitter-ului. Tocmai. Două tocmai. Ore, trei ore. Și în China, de altfel. E drept că nu în știu, China... Chiar mă întrebam și cum, e China, da. Cum e în China cu internetul, care e oficial cenzurat sau oficial, se știe că e, dar nu-mi dau seama chinezii cât... Ei știu, săracii de ei. Se mai strecoară. Ei știu, dar... Exact. Ei s-o golesc barierele. Dar apropo de internet și apropo de internet și de cafea. Din păcate, James Foley nu a avut ocazia să bea cafea cu teroriștii. Poate o fi băut acum, Ana, în cei aproape 2 ani de detenție, sau mă rog, aproape. Atenție! Luat răpit din Siria. Da, exact. Luat răpit din Siria. Mă gândesc acum, apropo de internet, oare asta n-a schimbat dinamica relației între jurnalist și teroriști? Pe vremuri,
era poate mai simplu sau poate chiar ajungea să spui că ești jurnalist și să zici, fratele meu alb sau mai puțin alb, eu am venit aici să-ți spun povestea ta. Acum nu mai are nevoie un terorist sau o organizație de un jurnalist care să-i spună povestea, poate să și o spună singur. Este și nu este așa, zic eu. Parțial, da, ai dreptate, însă problema e că internetul și o postare făcută de tine are mai puțină, nu știu cum să-i spun, că legitimitatea nu-i tocmai cuvântul potrivit. Una este să te marketezi pe tine și alta este să te bage altcineva în seamă din ceea ce tu percepi ca fiind tabăra adversă. Mai contează? Mai contează asta, da. In the age of citizen journalism? Da, ca să zic mai așa. Contează asta, mai contează asta. Poate nu la fel de mult ca înainte, dar în continuare este important, pentru că un jurnalist pune întrebările pe care, asta știu cei cărora publicul, pune niște întrebări. Pe când într-o postare nu răspunde nimeni la nicio întrebare. Și aici e un debate interesant. Nu știu dacă l-ați văzut, eu m-am uitat la el, la documentarul pe care l-a făcut Vice, care a primit acces absolut fără precedent în interiorul structurilor statului islamic. Dezbaterea de după este însă, văzând cât de brutală este această organizație și ce i s-a întâmplat lui James Foley, ca să supraviețuiești unui asemenea trip, unui asemenea acces, unei asemenea incursiuni între așa o rețea, oare reporterii, fără să vreau să le fac un proces de intenție, dar dezbaterea e dusă deja la nivel internațional, cât control editorial a avut organizația teroristă asupra materialului pe care l-a scos jurnalistul din interiorul său? Asta este o discuție foarte veche. Nimeni nu-și face materialele la fața locului, să fim serioși. Nu, dar cu cât te lasă să ieși? Ce întrebări te lasă să pui? Păi, bun, dar tu poți să acționezi cu bună credință ca jurnalist, obiectiv. Adică tu poți să spui, bun, uite, asta e politica oamenilor ăstora, astea sunt țintele lor și nu e nevoie să faci mai mult decât să lași faptele să vorbească sau să lași cuvintele lor să vorbească. Nu trebuie să le faci neapărat reclamă. Adică nu se poate spune că mă refeream la diferența dintre, de acolo plecase, la diferența dintre o postare făcută în nume propriu și întrebările. Ce întrebări care pot fi incomode? Ce întrebări oare are omul ăla voie să pună în condițiile în care știe oricând că nu era decapitat James Foley, dar, mă rog, executat, cred că și-a imaginat jurnalistul sau jurnalista respectivă că ar putea fi. Nu știu, eu zic că e important totuși să fie niște ochi independenți într-un loc ca ăsta sau în rândurile unor oameni cum sunt cei din statul islamic, pentru că poți să povestești, poți să arăți altfel cum se mișcă oamenii aia, cum respiră, astea sunt lucruri care îți pot da niște informații ție pe care după aceea le poți arăta lumii întregi. E foarte important ca jurnaliștii să ajungă să ia interviuri unor asemenea personaje decât să-i lăsăm să vorbească singuri. Chiar dacă sunt niște pericole aici, este alegerea fiecăruia, fiecare își asumă riscurile respective. Asta nu înseamnă că, așa cum am mai văzut lucru care m-a revoltat, păi James Foley, e treaba lui, el și-a asumat asta, a murit, asta e problema lui. Nu se face, mie mi se pare incredibil că s-a și spus așa ceva în spațiul public. Asta înseamnă că suntem, cred că începem să ne defectăm cumva sistemul moral. Iar pornind de fapt de la poveste, că noi trebuie să ne uităm de fapt de unde pleacă toate lucrurile astea. Nu să ne oprim numai la exotismul, să spunem, unui interviu cu un terorist. Nu, ideea nu e asta. Ideea e nu să dai o lovitură de presă. Nu asta e
după părerea mea, cu adevărat valoros din punct de vedere jurnalistic. Ideea e că te duci să vorbești cu oamenii ăia ca să înțelegi ce îi motivează și de la ce pleacă și să vezi după aceea mai departe care este sursa problemelor, că ideea asta e, în funcție de asta se fac politicile și strategiile statelor în care trăim. Și mă refer aici mai ales la statele occidentale, care au un cuvânt de spus, evident, în zona respectivă. James Foley, asta trebuie ținut minte, el a fost răpit în Siria. Problema este în acest moment, inclusiv, cel puțin după părerea mea, eu asta înțeleg din toată povestea, că statul islamic există pentru că există și se întâmplă ce se întâmplă în Siria. Irakul este a doua piesă din acest domino care s-a răsturnat. Sursa problemelor este Siria. Prin urmare, Siria este locul în care trebuie să ne uităm și în care trebuie îndreptate toate energiile opiniei publice ca să se determine o rezolvare. Pentru că de acolo pleacă totul. Apropo de îndreptat, unde ne îndreptăm, Andrei? Știu că ne îndreptăm către finalul emisiunii, dar în afară de asta, unde ne îndreptăm în problema teroristă? Care este, după părerea ta, o rezolvare, o soluționare, o politică de appeasement, că este pomenită zilele acestea? Foarte, foarte greu. S-a văzut că nici operațiunile în forță n-au dat rezultat, rezultatul scontat, cel puțin, sau poate că n-au fost duse până la capăt, nu puteau fi duse până la capăt. Nici ideea că să-i lăsăm să fiarbă în propriul lor suc, nu cred că e imposibil să și orice moment de lăsare în lupta contra terorismului poate avea efecte teribile. Iată, s-au retras americanii la foarte puțin timp, s-au întâmplat lucrurile astea, deci lucrurile evoluează, pot evolua foarte repede. Acum se văd că se bate monedă, se spune că de ce ar fi periculos acest stat islamic, pentru că ar putea crea un teritoriu care să fie un paradis al teroriștilor, care se pot antrena în liniște acolo, care nu sunt urmăriți, fugăriți, arestați, la fel cum se întâmpla în Afganistanul condus de talibani, unde s-a creat Al-Qaeda și toată nebunia de atunci. Deci ideea ar fi să se distrugă, să se spargă asemenea teritorii incontrolabile. Da, și asta nu se poate face decât prin forță, din păcate, ăsta e adevărul. De fapt, o combinație între forță, pentru că oamenii ăștia au arme, nu ai cum să încerci alte metode în fața cuiva care are o armă îndreptată spre tine. Dar forța trebuie combinată cu strategii, pentru că asistăm astăzi, de fapt, la efectul lipsei unor strategii. Nu a existat o strategie post-intervenție în Irak, nu a existat o strategie reală post-intervenție în Afganistan și așa mai departe. Pentru Siria nu a existat o strategie coerentă. Fiecare actor exterior implicat în Siria a făcut cum l-a tăiat capul. Și astăzi vedem ce vedem, că se întâmplă acolo și de acolo se destabilizează toată zona. Spunea Kissinger că nu poate exista război fără Egipt și pace fără Siria. Iată, nu putem avea pace în Orientul Mijlociu fără o Sirie stabilizată. Și strategia, după părerea mea, pe termen lung, înseamnă a evita ca fragmente sau părți din populațiile acestea, foarte mozaicul ăsta, foarte greu de administrat, care este în orice stat din Orientul Mijlociu, fiecare părticică din populație, fiecare grup să nu se simtă marginalizat, pentru că asta s-a întâmplat cu suniții în Irak, pe de-o parte, și trebuie strategii care să țină cont de asta. Și doi la mână, o strategie care presupune investiție de timp și nu știu în ce măsură cei care așteaptă rezultate peste noapte sunt dispuși să facă asta, investiție în educație.
Apropo de asta, la final vă recomand un documentar pe care îl vedeam aseară la emisiunea Frontline a postului american de televiziune PBS, apropo de cum s-a intrat în Irak și mai ales cum s-a ieșit din Irak în anul 2011. Într-adevăr, fără viziune, fără nimic, vă reamintesc că în Afganistan steagul talibanilor este pe fosta bază a trupelor germane de la Kunduz, iar în Libia găsiți filmulețele pe internet, pentru că noi așa avem internet și putem să găsim orice, găsiți filmulețele cu milițiile islamiste care fac baie în piscina ambasadei Americii din capitala libiană Tripoli. Asta dacă se mai poate numi capitală sau nu. Carmen Gavrila, Andrei Manolescu, vă mulțumesc amândurora că ați fost alături de noi la Dilema Veche, de fapt la emisiunea Punerea pe Gânduri, cu un nou număr al Dilemei Vechi. Ne reauzim joia viitoare, iar această emisiune e difuzată în reluare duminică. Până atunci vă îndemn ca de obicei să rămâneți pe gânduri.